Accidentul a avut loc ieri în jurul orei 15:30 pe drumul național 67C în zona Montană Rânca și a fost anunțat la 112 de șoferul care circula regulamentar în momentul în care un conducător auto în vârstă de 30 de ani a derapat într-o curbă periculoasă și a intrat pe contrasens. În urma coliziunii dintre cele două autovehicule, soția bărbatului nevinovat a suferit leziuni. Femeia de 56 de ani din Târgu Jiu a fost transportată de urgență la spital. În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul care a produs accident nu avea dreptul să conducă în această perioadă, întrucât avea permisul suspendat din cauza vitezei. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice. Șoferul nu consumase băuturi alcoolice.